Salut și bine te-am regăsit pe canalul meu. Numele meu este Iasmina și, în mod normal, ar fi momentul pentru nou să povestim, doar că nu s-a mai întâmplat nimic nou. Îți promisesem un video cu afumătoarea. Ne-am apucat săptămâna trecută, dar nu e nici pe departe terminată, așa că am ales să-ți arăt un unboxing săptămâna trecută și între timp am și răcit. Acum e sâmbătă când filmez și pregătesc videoclipul pentru luni și afară ninge. O să o facem la un moment dat și o să împărtășesc cu voi, dar deocamdată nu se poate. Și atunci, pentru că în acel unboxing, care de data aceasta era proaspăt, doar ce primisem acele acoarele Roman Small și pensulele Silver Black Velvet, am început să experimentez cu ele și eram cumva ca în Miorița, nu-mi plăcea nimic, drept pentru care am început să experimentez pe mai toate hârtiile pe care le aveam. Practic, am început cu ultima pe care am lucrat, pe Magnani Cold Press, și nu mi-a plăcut, nu mi-a prea plăcut rezultatul, după care am încercat pe Magnani Hot Press. Și aici, da, aici am fost mulțumită de rezultat. Textura hârtiei nu e atât de dură, e mult mai fină și atunci mi-a plăcut cum s-au așezat culorile. Și aceasta la fel este pe Magnani Hot Press. După care am zis să fac ceva ce mi-am propus de mult să fac, adică să testez aceleași pensule, respectiv culori, pe diferite hârtii. Să văd cumva care cu care se împacă mai bine, da? Să reduc numărul de variabile ca să pot ajunge la o concluzie. Și atunci am luat mai toate tipurile de hârtie pe care le am, care se pretează pentru acuarelă, da? Și am tăiat bucățele din ele. Și am încercat așa, pe Fabriano Scuola, care, sincer să fiu, nu e departe de White Knight și nu prea sunt încântată de ea, nu se mișcă culorile atât de bine. Acum, în lipsă de altceva, e ok, dar se poate mai bine de atât. Altfel, ea e plăcută. Are 350 de grame pe metru pătrat. Da, e rezistentă. Doar că este 100% celuloză. Da. După aceea, am încercat Sea White. Am luat Sea White Heavyweight, care e mai degrabă o hârtie de mix media. Poți și cu culori ude să lucrezi pe ea, dar cu siguranță aturile ei sunt în altă parte. Oricum, da, e mult mai ok decât pe acel Magnani Cold Press. Da, și atunci avem un Sea White Medium Cold Press. Aici a fost ok, aici mi-a plăcut cum a mers. Și pe lângă obișnuitul Hanemühle 100% bumbac, pe care am lucrat mai mult, am zis să nu încerc pe acelea, să încerc pe hârtiile pe care le am și nu le-am folosit pe unele din ele chiar niciodată, cum este acest Archie's Rough. Aceasta ar fi ultima mostră, da? Și am zis să nu doar discutăm, să și facem împreună un mic proiect.
și o să pictăm o floare de wisteria. Acum o să mai fac încă un videoclip. Dacă ai și tu acest hobby, eu sunt adepta reciclării și a reducerii pierderilor. Până la urmă nu sunt niște pierderi, că din toate aceste experimente rămâi cu ceva, dar și materialele îmi place să le folosesc până la capăt. Și atunci, în viitor, o să-ți propun un alt videoclip unde să reciclăm toate aceste exerciții. Cred că va fi ceva frumos, așa că îți propun să-l urmărești când apare. Și acum să continuăm cu wisteria. Și între timp am să zic și impresiile mele despre produse, despre acoarelele Roman Small și despre pensule. În primul rând, pensulele îmi plac foarte mult pentru că ajung la un vârf foarte subțire și chiar dacă am lucrat, să zic, cu număr 8, am luat 3 numere, 4, 8 și 12. Chiar dacă am lucrat cu număr 8, pot să fac lucrare cap-coadă pe un format A5 cel puțin. În sensul că ai și dimensiunea destul de mare ca să poți să creezi laviuri, da? Fundalul, cât și un vârf suficient de subțire pentru a lucra detalii, ceea ce mi se pare un lucru extraordinar. Mai ales, să zicem, dacă lucrezi în aer liber, nu o să-ți iei o grămadă de pensule cu tine. Și mie mi se întâmplă și acasă chiar, nu, când încep să pictezi și te ia inspirația, uneori uiți să mai schimbi pensula, te lași purta de inspirație. Și atunci, o astfel de pensulă e de foarte mare ajutor. Vă ziceam și data trecută că mi le-am dorit de mult, dar când s-apuc să le iau, a fost o problemă cu transportul internațional. Acum văd că și-au revenit cât de cât. Wisteria sunt asemănătoare cu florile de salcâm, doar că sunt movalii și sunt foarte gingașe, frumoase. După aceea ziceam că o să vă zic și impresiile despre despre Roman Small. Aduc oarecum cu White Knight, dar mi se pare o calitate superioară. Sunt foarte bogate în pigment. Și unele din culori sunt deosebite. Ziceam că nu am mers neapărat pe clasice când le-am ales, ci sau chiar dacă am ales unele dintre ele, niște culori uzuale, le-am ales pentru că arătau diferit față de alte seturi. Acum depinde de fiecare dintre noi, ce preferințe avem și ce vrem să facă materialele noastre pentru noi, respectiv uneltele. De asta e foarte bine
să te documentezi foarte mult înainte de a achiziționa și o altă recomandare ar fi să experimentezi, pentru că mie, cel puțin, mi s-a întâmplat de foarte multe ori, da? Să mă documentez, să ajung la o concluzie că ceva mi se potrivește și când le obțin, să-mi dau seama că nu funcționează exact cum mi-am imaginat. Se întâmplă de multe ori să-ți imaginezi un lucru și când îl pui în practică să fie cu totul altceva. Și cred că este și normal. De asta ține foarte mult de experiment. Am să usuc puțin hârtia. Pare că pe Arches granulează total diferit, chiar și față de Hanemule. Dacă îți plac culorile ce granulează, uite, combinația asta de Roman Small cu Arches mi se pare grozavă. Am uscat hârtia pentru că lucram în ud pe ud și e ok pentru fundal, doar că în momentul în care venim să aplicăm detalii, acestea se vor pierde, așa că am uscat-o și continuăm. Foarte bogate în pigment culorile, îți ia destul de mult să clătești pe insulă. Iar acest verde Aquarius Green mi se pare extraordinar. Are o bogăție, poate să-ți ofere atâtea tonuri. Îți dă o linie foarte subțire, foarte subțire această pensulă. Ceea ce pentru compoziții florale e un lucru extraordinar. Și eu sunt destul de mulțumită de ce a ieșit. Deci categoric hârtia face o diferență extraordinară și cred că pentru fiecare tip de culoare și de pensul în parte există, dar mai ales pentru fiecare culoare, există o hârtie cu care se potrivește extraordinar. Trebuie doar să le cuplezi. Da, îmi place foarte mult. Le las puțin să se usuce și mă pregătesc să filmez al doilea videoclip, acela despre care îți spuneam, unde îți propun cum să reciclăm toate aceste exerciții. Stai aproape și trebuie să stau puțin să mă gândesc cum să planific pentru săptămânile următoare filmulețele pe YouTube, dar cu siguranță nu va dura mult până îl vei vedea și tu. O zi frumoasă și o săptămână cât mai bună îți doresc!